citire ordinii de zi. Deci, punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Elegiu. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei suprafețe de teren din domeniul privat al Comunei Elegiu, județul Bacău, în vederea ameliorării prin pădurire. Punctul 3. Se suplimentează ordinea de zi cu cheltuieli contravaloare transport personal didactic pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2017 și a listei de investiții. Și punctul 5. Probleme curente care se spun dubate. Diverse. Cine este de acord cu ordinea de zi? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și, și funcționarea Bibliotecii de Legiu. Întrucât Biblioteca de Legiu dorește să înființeze o filială în statul Drăgujești, regulamentul de organizare și funcționare care a fost aprobat în repetrea Consiliului din 2010 a suferit unele modificări. Drept pentru care acesta a fost aprobat, urmând a se aproba un nou regulament de organizare și funcționare. Tocmai știți, avem angajat biblioteca doamna Simona Vorban, iar la Drăgujești noi avem căminul cultural făcut acum 8-9 ani în urmă. Am fost prevăzut și o cameră pe bibliotecă și am gândit că toți sunt copii mulți, spațiu avem, să poate deschidem o nouă filială la Drăgujești, urmând ca o dată prin săptămână, cred că am fost spuneți la programă, să luăm dotări, niște rafturi și biblioteci, pentru că carte avem, să ducem și la Drăgujești, ca și copiii de acolo să mai aibă acces la, la cărți. Acolo Facebook. Poftim? Nu duc ei la cărți. Eu zic că sunt mai bun. Să știți că eu rămân surprins și surprins plăcut. Chiar vin la, pentru că prin sezonul rece, biblioteca ce funcționează în Căminul Cultural nu are căldură. E rece. Și atunci doamna stă în primărie și vor vin copii zilnic să împrumute cărți și merg împreună la... Cred că și de bibliografia școlară. Cred că au nevoie și... Când au nevoie de, nu știu, amintiri din copilării și atunci nu are acasă. Și vin din coace. Dacă sunt discuții... Nu sunt. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei suprafețe de teren din domeniul privat al Comunei Hilegiu, județul Bacău, în vederea ameliorării prin împădurire. Primăria Comunei Hilegiu a încheiat un protocol cu Oponul Silvil Ives și Școala Hilegiu, prin care se dorește împădurirea unei suprafețe de la marginea izlasului din comuna Hilegiu pentru ameliorarea acestuia. E vorba de inițiativă venită din partea noastră. Vrem să protejăm, în primul rând, părculețul și terenul de fotbal. E vorba de undeva 6-7.000 de metri pătrați. Am gândit să facem o lizieră de salcâmp pe marginea albii Taslăului, care se protejeze de eventualitatea unor noi inundații, că avem aproape anual, să nu mai ajung, chiar dacă apa va ajunge prin lizieră, fi trebuie să ajungă, dar mizerie să rămână oprită în pădurea respectivă. Procedează și de curent, și de vânt, și de orice. Cred că sunt în jur de 6-7.000 până 8.000 de metri pătrați. Puietul îl pune la dispoziție Oponul Silvic, iar noi urmează cât mai repede, spunea ce vin și aici târziu ca și timp, să vrea până, până astăzi, dar pentru că n-am mai discutat cu o ședință extraordinară, să facem împreună cu școala, cu cei de la 416 și dumneavoastră, dacă sunteți doritori într-un an de zile, când facem acțiunea, nu știu, măcar pentru fotografii, pentru Spain. Da. Cu toții să plantăm, eu știu, un 7-8-10 rânduri de salcâmp, e vorba de aici, de la pod, și până în portul ursului acolo, când ține practic părculețul și spațiul plându pomii. Nu-i foarte mult, cei la Ocol mi-au sugerat pentru a merge mai repede, trebuie să pregătim terenul, să avem săpate găurile cu, și apoi să plantăm cu el. Dacă sunt discuții... Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul 3. Deci se suplimentează ordinea de zi cu cheltuieli contravaloare transport personal didactic. Ba da, lasă-l mă! Poți
Așa. Deci, cheltuieli contravaloare transport personal didactic pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie. Pentru că n-am avut buget până astăzi, abia marți am ajuns pentru că luna fășită de Consiliul Județean, n-am putut să aprobăm, n-am putut să aprobăm contravaloare transport pentru cadre didactice, azi avem bugetul și îmi doresc că... Ea nu poate să voteze pe incompatibil. Da. Yes, și... Despre asta e vorba. Deci n-am până acum buget și n-aveam cum să plătim. E firesc să fie... E vorba din 1 decembrie 2016, când te-a plătit bugetul din ianuarie. Ianuarie și februarie avem bugetul astăzi, sperăm să treacă, să discutăm împreună aici și atunci, săptămâna ce vine, pentru o dată cu salariul, să-și ridice și banii grămadă pe cele 3 luni. Noi ne-am păstrat aceeași tradiție, ca și până acum, pentru care didactice venim cu buget complementar pe transportul cadrelor didactice, plus alte cheltuieli care le putem la buget vis-a-vis de școală, care la fel vin tot din partea noastră. Dar dacă sunt discuții, cine este pentru, împotrivă, abține? Trebuie. Da, incompatibil. Bine, aici, domnul contabil, dacă vrea să ne prezinte bugetul, lista de investiții vreau să prezint eu pentru da, contul de domnul la Iași și vreau să luăm de fiecare în parte, să o discutăm și dacă credeți că putem veni cu amendamente, cu nu știu, cu discuții, cu... sunt deschis oricare discuții. Aș fi făcut-o și ieri să ne întâlnim cu toți, n-am avut timp efectiv, pentru că ne-am primit marți la ora, cred că două, după masă, am lucrat și domnul contabil, dar și ieri, și marți, la 6 și marți, 7 seara, pentru că dacă nu prindeam astăzi, rămânea mea luna care vine, descoperi și cu cadre didactice, plus că pe 3 aprilie trebuia să meargă la administrația financiară cu bugetul aprobat și întârziam, nu știu, s-a întârziat foarte mult, dar ăsta trebuie din când 12 ani, când sunt la primărie de 13 ani, niciodată n-am luat bugetul la sfârșitul mare. Din cauza guvernului și nu știu, nu au aprobat sumele la nivelul. Au și fost bani mulți ușori, poate au împărțit mai greu sau mai certat, nu știu ce să. Da, bugetul de venituri și cheltuieli s-a elaborat având în vedere prevederile legii 6 pe 2017, legea bugetului de stat pe anul 2017 și a legii 273 pe 2006 privind finanțele publice locale. Totodată am primit de la Administrația Finanțelor Publice două comunicări prin care ne-au fost repartizate sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit și comunicare pentru alocarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, aici intrând școala și asistența socială. Și structura veniturilor în sumă totală de 11.255,20 lei s-ar constitui așa, din sume defalcate din venitul la bugetul de stat de 1.400.000 lei, din venituri proprii în sumă de 646,20 lei, adică impozitele și taxele locale. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată de 4.478.000 lei, subvenții pentru încălzirea locuințelor, astea au și venit, 179.000 lei. Da. Astăzi ridicăm și subvenții PNDL le-am prognozat la suma de 4.731.000 lei, pentru că avem cele două contracte, alimentare cu apă și drumul de C159. Nu doar bani pentru investiții. Iar cheltuielile sunt structurate la aceeași valoare și sunt repartizate pe ordonator de credit prin învățământ, pe destinații, acțiuni, programe, proiecte. Totul este structurat și în
Puteți spune și sumii, dar ceea ce măcar au fost prezentate și primise. Puteți spune sumii, ce înseamnă cheltuială, salarizare la învățământ, ce înseamnă investiții. Pentru autorități executive, adică ceea ce avem partea de primărie, cheltuieli de personal în sumă de 1084,32 lei, cheltuielile cu bunuri și servicii 298,10 lei. Știți numai capitolul, doar că să ne discutim după... Da, capitolul. Transferuri din bugetul local pentru persoane cu handicap. Aici e vorba de contractele care încheie în Consiliul Județean pentru contribuind cu o parte la indemnizații de handicap pentru copii instituționalizați. Se ridică la suma de 47,10 lei. Ce copii nu merg la o școală specială? Ce ba tocmai, că sunt, deci fiecare primărie își au centre domnule plătimi, sunt la ce? Pe care le suportă Consiliul Județean, dar vine prin primărie. 50% suportă Consiliul Județean și diferența o suportă Consiliul Local, nu primăria, comuna din care... La care provine. Avem la centrul Alexandra, avem numai și la multe centri. Da. Aici sunt că luna care vine această cofinanțare. Un număr de, nu știu, cât suma pe zi, colega de la Step Social nu știe exact. De la comună. Sunt și da. Așa, cheltuie pentru apărare ordinul public siguranță națională. Aici avem cheltuie de personal 172,22 lei, cu bunuri servicii 101,10 lei, cheltuie de capital 10 lei. La cheltuie de capital nu se intră motopomba. Lista de investiții. Nu, lista de investiții. Cheltuie cu învățământul de personal 1938 lei, bunuri servicii 262, asistență socială 40. Aici în asistență socială mai primești și, de fapt, sunt acele tichete de grădiniță. Și, da, și ce mai au pentru grădinițe. Cam asta ar fi pe partea de... Bugetul complementar către școală. Da. Suma totală. Păi bugetul complementar, deci în ăștia 262 intră suma alocată din TVA pentru ei, cu destinație, și cei 50.000 care sunt pentru transportul persoanelor, încă 8.000 pentru... Mai este aici. Este. Hidranți, 3.000 pentru protecția muncii și toate. Am introdus un, capitol nou, sănătate, unde am doar cheltuieli de capital. Și dacă o să-l prezentați dumneavoastră. După aia, pe cultură, recreere și religie, avem cheltuielile de personal de 75,43 lei, bunuri și servicii 100.000 lei. În ăștia 100.000 lei intră cheltuielile cu festivalul, reparațiile curente la cămin, alte întrețineri pe spații diverse, de vreo 1.800 de lei. Susținerea cultelor... Așa vreți la ceva. Deci am prins în buget 21.000 de lei pentru sunt 7 biserici, sunt par 3.000 de lei la fiecare. Nu, eu le-aș da și mai mult, adică nu vreau să îmi cineva, că nu consider și cred că de acord cu mine toți, că prioritățile sunt și alte, nu doar biserica, avem drumuri, avem gabioane. Așa am și cauzit, că sunt 21.000 de lei, sunt 7 biserici în comună, sunt 6 preoți și una cu mănăstire la Poiana Cireșului. Și le-am gândit pentru fiecare 3.000 de nu bani, o să ne facă un referat cu semnătura parohiei și a consilierilor parohiali și împreună ne vom trimite colegii mei, comisia de la cei de la dezvoltare, scoate la investiții, material de care au nevoie. Ciment, plasă, sudapsă și nu mai știu ce o să aibă nevoie fiecare. Un gard, este bani foarte puțini pentru nevoile pe care le-au și dânsi și că știu că vor să-și facă casă prazicală, vor să nu mai știu ce. Bănuiesc că e și lege în sensul ăsta care îi reglementează în timp să le facă, dar încet poate le face pe toate, nu știu. Cu ajutorul oamenilor, că eu știu cum merge la fiecare și... Păi sunt cheltuielile pentru asistența socială.
cheltuieli de personal pentru asistență socială 278,88 mii lei, indemnizațiile de handicap 659,12 mii lei, ajutoarele de încălzire 188 mii lei. Locuințe, servicii, dezvoltare publică, cheltuieli de personal 96,74, cheltuieli cu bunuri și servicii 255,40. În ăștia intră iluminatul public, care este în jur 150 de mii. Adică un miliard jumătate. Un miliard jumătate numai iluminatul public. Și cred că este puțin. Da, nu o să ne ajungă. Gândiți-vă că avem în jur de 65 de kilometri de drum comunal și drum sărbesc. Unde în mare parte, nu știu, că 95% este iluminat. Să mai dus, să mai ardă un bec sau nu, dar în toate ulițile până în capul s-au ajuns cu iluminatul public. Costul nu este foarte mare. Dar o să vă spun la investiții că am gândit un proiect, iată, dacă vom avea finanțare, vom scădea poate la jumătate cheltuielile astea, urmând să achiziționăm niște lămpi moderne cu fascicol de ăsta pe LED, cu care consumăm la jumătate. Dar nu ne permite din bugetul nostru, am depus la PLDL și sperăm să fim finanțați. Practic, am este execuția anului precedent și pe aici, pe acolo, unde m-am confruntat cu diverse probleme, unde am văzut că unde ar mai putea exista, poate am suplimentat pe ceva. La protecția mediului, cheltuieli de personal 161,66, cheltuieli cu bunuri și servicii 134,30. Aici intră cam tot ce ține de salubritate, canalizare, alimentare, consumare, alimentare, poate în patrie, la 70. Iar capitolul bunuri, drumuri și poduri, pe bunuri și servicii, prin 150 de mii de lei. Iar cheltuielile de capital sunt de 2082,97 mii lei. Aici se prezintă voastră lista de investiții. Da. Da, la lista de investiții ne-am propus, în primul rând, proiectele cele noi pe care le-am aprobat ședința trecută, cea extraordinară. E vorba de trei proiecte care noi avem în derulare, alimentare cu apă, drumul Răgugeștiului și cine are pe... Așa, și patru proiecte noi, e vorba de modernizarea de țarul Hilegiu, de țarul Drăgugești, acel proiect care v-am spus cu schimbarea lămpilor, cestul de lămpi în comună. Ce fel de lămpi puneți? Pentru că sunt de foarte multe feluri. Puneți ca acele de la Brăsănești? Da. Da? Aceeași firmă? Nu știu. Nu, nu este firma asta. Noi am făcut... Noi am, da, noi am făcut doar proiectul și am depus la PLDL, urmează să fie finanțare. Și atunci când am primit și voi semna contract, să se organizeze licitații, fie 500 de mii euro, nu știu ce va se întâmpla, dar LED-ul lăm tracerea cu... Lăm da, lăm tracerea cu... cu așa. Și... Interesul este să înjumătățești consumul. Păi da, consumul este o fază ori. O să capitolul 4, 5402. Servicii, alte servicii publice totale. Avem amenajare centru civic, Comuna Hilegiu. Eu l-am avut de servicii și anul trecut, nu l-am făcut, l-avem și anul ăsta, nu știu dacă o să fac. E vorba de centrul comunei, unde urmăresc eu să modernizez cât de cât acea stație de autobuz de pe DN11, care este foarte urâtă, nu știu, niște băncuțe noi, niște coșuri de gunoi, dar dacă nu finalizăm treaba cu apa, rămâne și anul ăsta tot în stat de proiect și ani cu anii să ne găsesc să apun ieșire de bucina. Am tot și anul trecut prins la fel. Apoi avem la Ordine Publică și Siguranță Națională, am prins 10.000 de lei, aici am luat în calcul modelul bun, dacă începe cu 3 țoli ieșire. Noi avem un an dotare luat în 2007, care a început să-i facă probleme, are 10 ani, ținând cont că avem un problemă cu inundația aproape fiecare an, e neapărat nevoie. Ea costă în jur de 6-7 mii de lei după ofertele pe care le-am găsit noi. Cu furtunile din dotare am prins 10 mii. Peste tot sumele sunt mai mari decât ar fi normal să fie, pentru că nu aveam cum să plătim exact, că nu știm. Tot ce se rămâne necheltuit să ne întoarce la sfârșitul anului în centru bugetar. De aia ne avem... Da. De ce le mai avem una? Dar sunt zone inundabile și le mai avem situația de epurare la care rămân înfundate și le folosim. Apoi, avem la sănătate. Aici e vorba de cele două proiecte pe care le-am depus la PNDL cu modernizarea celor două dispensare. Unde
valorile sunt undeva la 9 miliarde cel de la Hilegiu și vreo 6 miliarde cel de la Gătila. Urmând ca noi să venim cu o parte din bugetul local, însumând de 684 de mii, banii noștri cu care venim noi, nu? Da. În total. Apoi iar la investiții ne-am spus anul de luare cămin cultural sau Brătila, refacere, împrejmuire și amenajare loc de joacă pentru copii din comuna Hilegiu. E vorba de cămin de la Brătila care este într-o stare jalnică, aproape prăbușit, riscul mai este mare ca în continuare copiii să joace în zona căminului și atunci am vândut la vom împrejmui de nou cu gard nou și am gândit într-una din laturi să facem două, trei jucării, dintre de copii, topogan și mai știu ce, urmând că atunci când vom avea bani și resurse să facem altceva, nu știu, împreună vom decide, că vom face un alt cămin, la Brătila deja avem două clădiri care trebuie să facem cămin cultural. Nu știu ce va fi acolo, numai să facem, îl întreținem și la menajor să nu se mai dărâme. Apoi, capă și ne avem dotări biblioteca Hilegiu, filiala Drăgucești, cea de care v-am spus la bibliotecă că vom face un nou sediu la Drăgucești. Aici am prins 10.000 de lei, adică 100 de milioane pentru achiziția de mobilier. Fond de carte avem. Alimentare cu apă în locătății Hilegiu Drăgucești, de proiectul acela cu alimentare cu apă, care avem în derulare și pe care ne-am oprit la Hilegiu după 3 ani de zile, pentru că eu sperat că autorizația de la Domnul Național și depune în continuu peții roate, de poate greu să obține. Hai, apoi, reabilitare și modernizare sistemului luminat public cu Hilegiu. La fel, cum am proiectul pe care am depus la PNDL să acum două săptămâni. Avem amenajare cu acolo pentru containere și deșeuri, pentru deșeuri menajerii. N-am făcut și am trecut și acum 2 ani, nu l-a realizat. Da, zice, nu obligă să o facem, sperăm să ne facem. Eu m-am ferit totdeauna de construcția acelor platforme, tocmai pentru că nu ai control pe ele, atunci tot felul de mortăciuni, încă noi avem o problemă gravă vis-a-vis de educația civică a noastră. Apoi, la final de lei, o extindere canalizare pe ulița Bofie și ulița Bisericii. Vorba de cele două lucruri care sunt prinse în programul de dezvoltare locală cu drumul de interes local. Și dacă, nu știți pe ce vorba, o să punem asfalt, sperăm să prindem finanțare, e păcat să nu facem de canalizarea, mai ales că avem o stație de plare modernă și nu e o investiție foarte mare, noi am prins 150.000 de lei aici. Nu știu dacă o să ne ajungă, dar măcar e o primă fază de proiectare, PTH, vize și ce mai trebuie. E vorba de drumul comunal 159, tot prezat de investiții, lucrarea care avem în derulare pe Drăgucești și nu e finalizată. Mai avem pe ulița Șesului șanțurile și podețele, două podețele realizate ca să finalizăm lucrarea, la fel un proiect de derulare, 50.000 de lei. Avem restabilit circulație și deportarea efectelor calamităților produse de fenomene meteorologice deosebite pe teritoriul comunii Hilegiu, în zona TC-159. Vorba de gardoane la Drăgucești, la care la fel am început anul trecut. Sperăm să le finalizăm anul ăsta. Apoi avem la Brătila o zonă pe râul Vrânceanului, unde s-a erodat aproape deloc de tot drumul de acces către Răuță, prin fața Muzănescu, pe acolo. Nu, practic nu mai încapă mașină, în curba de la apoi avem refacere trasament și șanțuri periate, ulița lui Costișanului, vorba de acea zonă la Tudor, unde iese apa în stradă și am probleme și asta iarnă cu gheață. Am gândit o șanță pedonată de 40 de metri. Acolo vom intra cu asta, cu modernizarea drumului de interes local. Apoi avem ulița Oicilor la Delen. E capul acela de uliță către Andrei Oic, unde avem stația de canalizare și unde drumul a rămas impracticat pentru că s-au ridicat căminile mai sus decât trebuia. Avem la Drăgucești pe Vale. M-am gândit noi să venim un pic și în sprijinul acelor de pe Vale, să turnăm o placă betonată de la Vârlan și până la spre școala din pe Vale, nu știu ce înseamnă, încercăm să facem. La Drăgucești, două ulițe, acolo ne-a sesizat domnul Magdalina, ulița la Trei Fântâni.
Unde trebuie să facem trei, unii ai tu pe acolo, soacră, așa, să facem acolo un podez de-a lac, apoi la trei fântâni la fel să nu mai ies în apă și unde ieși de la magazinul Dol Mărgărina, în pârâu acolo, spre, la fel spunem un podez. Am prins 40.000 de lei și aici. Cam atât, nu? Da, aici suntem în ceea ce... Modernizare și consultare cămin cultural Helegiu. E cel proiect care l-am depus pe GAU. Unde banii noștri sunt în valoare de 336.000 de lei. Nu? Asta e despre asta. Da, 336.000 de lei. Dacă nu de la Helegiu. A, că nu de la Helegiu. Da, investiții. Ultima. Și proiectul modernizare drumului interes local, cel care prinde și nu Ciorții, nu Poienii, Drăgugești și Deleni, care l-am depus acum și pe PRDL, l-am depus pe AFIR și anul trecut și acum 2 ani, îl depunem și anul ăsta, avem o veste proastă, care nu a căzut foarte bine, din nou încep cu 50 de la 50 puncte în sus, noi avem 47 de puncte, sperăm să nu fie foarte multe comune cu 50 de puncte și atunci să rămân și pentru noi, nu știu, bănuiesc cum nu știu foarte multe peste 50 de puncte, că e destul de greu să obții 50 de puncte ca puntaj pe AFIR. Ca să am siguranță și speranță mai mare, am depus pe același proiect și pe PDL. În două surse de finanțare, poate nu o să prinde măcar unul. În caz contrar și nu prinde niciunul pe unul doamnă, împreună eu îți luăm bani din ieșcedent pentru că vin ieșcedent și îți dăm drumul la lucrare pe banii noștri, chiar dacă nu îl finalizăm în totalitate, dar măcar au acele puncte cu probleme, cu micioare de sus, cum e drumul până la prietul la Drăgugești, o să facem pe banii noștri. Așa o văd eu, pentru că avem în jur de 19 miliarde de excedentul bugetar, bani pe care putem nu-i cheltuim și rămân în continuare până la sfârșitul anului. În caz când primim finanțare, cel 1 milion de euro pe care putem obține ca și bani, încercăm să dăm drumul la proiect pe banii noștri. Numai că nu putem acoperi întreg proiect, că proiectul de 1 milion de euro nu avem decât 500.000. Dar facem într-o primă fază, punctele unii chiar merită investiții, v-am spus, cel de la biserică la Prețu, drumul spre Ciortea, drumul spre Poiana și care mai fi la Drăpăti la... Da, dacă aveți întrebări aici, sau dacă aveți amendamente vis-a-vis de, nu știu, ceva ce e scopat cu mine, și să încercăm să suplimentăm lista, dar să vedem unde găsim finanțarea. Și să încercăm să facem ceva cu drumul de la Brătila. Păi este prins. N-am prins, am prins. Dar dacă se îndrăzi cu el, o să... Nu, nu, e prins și ăsta. Nu-l citi doare? Imunulare, cămina, zbus alimentare, dotări, bibliotecă, energie, reabilitare și modernizare, nu, alimentare cu apă, reabilitare de stele, nu, amenajare pe vreo pentru contare, reținere pe discutare, nu, fidelizare, 659, amenajare de stele, de râs, de abia circulație, 59, apărare de mare, de mare, de mare, de nu e vorba de omul care... De plomba. De plomba. De plomba. Nu e prins în lista de investiții care să face pe reparație. Face pe reparație? A, ok. Da, da, luat în calcul. Pentru că dacă scăpăm... Da, e vorba de plomba. Niște plombe. Da, e... Poate putea să lungim la 160 până la... Cel puțin acolo la magazinul... Cum îl cheamă? Bărăgan. Acolo cel mai tare lăsat. Aici am la Bumești, în Răzieși, în fața bisericii, la fel e lăsat. Lăsăm o două zori și la cămină de lăsat jos. Dar nu e în priză de lipsire, pentru că merge pe reparații și avem prinși bani pe drumuri. Noi primim la Consiliul Județean, luni în urma ședinței de Consiliul Local, cu Consiliul Județean o sumă de rămâne 5 miliarde jumătate, nu? Da. O sumă mulțumitoare, spun eu, ținând cont că ceilalți primea puțin decât noi, dar nu îndeajuns, că cât de mulți ar da, pentru că așa de mulți ar putea cheltui. Dar în comparație cu celelalte comune din zonă, eu m-am declarat mulțumit, avem chiar bani de peste comune de PSD. Da, avem 1.500.000 lei, 105 lei, 105.000 pe drumuri și 430 de facă de TVA. Situația în care un Bârsăreș a primit 395, livezul la fel, livezul ăsta, cum se numește, Sândurei, 365, a fost bine. Să deci o fi la... Da, dar trebuie să discuții pe fața de investiții.
referitor la biserici. Așa. Nu știu dacă este corect să împărțim sumele exact. Nu putem compara parohiile mari cu parohia a 2, Prătila, fără a fi subiectivă. Da, știu. Așa, deci știți și dumneavoastră că Răzeșul aproape inexistent, nu mai sunt oameni. În Mocani toți sunt la fel foarte bătrâni. E o parohie îmbătrânită și nu mi se pare corect să primească la fel ca la Ciortea sau ca la Deleni, unde sunt parohii mari și un singur preot și lumea tânără. E altfel și cu putere financiară. Nu e la fel. Eu împărțim banii pe biserică, nu pe parohie. Parohia 2 are două biserici. A, da. Care e parohia 1? Parohia 2. Răzeși și Mocani, da. Să știți, adică sunt trei biserici în Brătila. Două sunt într-o parohie. Ah, nu, da, aș putea. Nu, era vorba de parohia 1 și parohia 2. Că spuneam și aia la Deleni e o parohie. Compare cu 1000 și ceva de oameni cu 2. Dar unii parohia mari mai dau și în Iași, unii parohia mică, ce înseamnă? Acum îți dă-i primărere, unii parohia mari dau mai mult consilierii parohia. Deci am spus că am 2121 de mii de lei, împărțim așa, aici intră, adică e parohia 2, Ciortea, Cerul 5, Deleni, Șurici, și mai am 4 biserica, fiecare zi va cumi 3.000 de lei. Parohia 2 va avea 2 biserici, obține 6.000 de lei. 6.000 de lei. Da, da. Pentru că este cea mai slabă parohie. Da. Ce discutam mult pe aia. Hai să-l trec pe aia. Noi te înțelegem și tot. Nu am nimic am spus. Și ar putea să fie eu pe buget, nu? Da. Continuăm ca să... Ai mai... La diverse, o clipă, la diverse, ca să termin domnul Băniuță, proiectul a fost pe toată comuna, Helegiu, nu, Drăgugești de Ren, Helegiu, Brătila. Împărțând două tronsoane, tronsonul care e finalizat, cel de la Ren, Drăgugești, care e dat de 3 ani de zile, iar cel de-al doilea tronson, Helegiu și Brătila, care în continuare nu au fost avizate pe drumuri naționale. Nu știu dacă o să reușim să ne apucăm de lucrare. Cert este că la Helegiu eu am peste 80% de lucrare finalizată, dar pentru că nu e inspirat avizul de la drumuri naționale și autorizația de construire, pentru că a fost o perioadă din 2009 și până acum, nu s-a mai primit până prin 2015, cred, nu au mai fost bani pe măsura respectivă. Banii cu proiectul au fost semnat cu ordonanța 7. Când a început recesiunea în timpul lui Boc, banii au venit cei mai puțin și chiar deloc. Neavând bani, nu ne-am prelungit autorizația și inclusiv la Consiliul Județean n-am obținut prelungirea autorizației de construire. Între timp, voi intra și cea de la Drumul Național, iar astăzi, încheltuind un an de zile, eu personal am fost, cred că de 20 de ori, chiar și ieri am fost la Consiliul Județean pe aceeași temă și încerc să obțin autorizație și avizul de Drumul Național, care costă foarte mult, dar asta nu ar fi o problemă. Ne costă 27.000 de lei numai să plătim avizul, obținerea avizului, dar ne trebuie o documentație la baza obținerea avizului care costă 10.000 de lei la o firmă de special, de specialitate. Ne trebuie un proiect de un studiu să vadă starea, nu știu cum se numește, expertiză tehnică a lucrării ce a fost început acum 3 ani și sunt ție băgat din pământ, am terminat, dar aproape 95% rezervorul de al de aici. Și la fel și aceea costă bani, se face un singur loc, un singur expert este pe instalația sanitară, doamna Filimonă Petranean, nu este zona noastră. Undeva la vreo 60.000 de lei ne costă bani din buget ca să obținem avizul și autorizația. Trebuie să o obținem, dar se opune în continuare cei de la Drumul Național, după ce am făcut și intabulări. Ei spun că drumul Bacău-Brașov va intra în modernizare și va transforma într-un drum expres. Și atunci ei trebuie să se pune cu instalația noastră de apă. Eu nu cred că voi prinde, am 38 de ani și sper să mă măcar 30 de ani. Eu nu cred că voi prinde drumul ăsta să fie modernizat și nu ar fi piedica la Helegiu, că sunt zone care sunt și mai înguste și mai vorbesc din partea Brețului acolo, unde casa practic de marginea drumului. Dar pentru că avem mai niște zone care nu corespund, că e spus avem 13 metri de la axul șoselii și partea asta de care este pe vale, Nicol de Pod, avem 200 de ani de făcut, nu ne dă aviz. Chiar plătind aproape 60.000 de lei. Eu sper să obțin la un moment dat, dar mi-e frică că dacă am trecut și acum 2 ani, primul 10 miliarde de bani veniți pe la PNDR pentru lucrarea respectivă, s-au întors înapoi că ne-am putut consuma, mi-e frică că o să obțin anul ăsta sau cât de repede avizul și nu o să mai primesc bani. Pentru că am fost atunci, nici n-am mai scurat cu dumneavoastră,
după ce am depus proiectele pe 13 martie, cu data de la 14, știți, și ceea ce e cu fulger și repetată, am ajuns la ora 9:30 cu domnul Toma, domnul a fost, da? La PNDL, la domnul ministru, în fața mea vreo 30 de primari și în spate, cât am stat acolo, o oră până a ajuns rândul, cred că erau de 80-100. Sunt convins că nu a rămas nicio comună și nicio primărie din țară care să nu fi depus proiecte pe PNDL. Sunt convins de lucrul ăsta. Dacă noi am depus 7, au fost comuni cu 21 de proiecte, cu 16 proiecte. Bine, n-aș avea niciodată lucrul ăsta, că le-a zis să plătești niște bani, că banii suporți tot din bugetul local pentru contracte și pentru studii de fezabilitate și rămâi chiar la arhivă în primărie, știți? Se spune că nu au vrut să dea bani la fiecare dată de proiecte, dar dacă am primit măcar unul de fiecare, două, eu știu, proiecte de unitate administrativă, ar fi super și ar fi o treabă bună. Dar când primești pe PNDL de la guvern, nu e ca la AFIR, pe banii europeni. La AFIR ai garanția că primești bani până la sfârșitul lucrării, pe când pe PNDL ținezi contractul anual, cum am semnat pe valutare cu apă. An de an. Se schimbă guvernul, se întâmplă ceva, intre recesiune, nu primești bani. 4 ani am primit. Cum e domnul de la Drăgujești, face pe PNDL. Avantajul nostru acum, că la Dumnezeu și mai mult decât 6-7 miliarde de bani, până la un moment dat n-am mai primit finanțare pe, în cazul în care n-am primit pe PNDL finanțare, am putea să-i susținem noi din bani din bugetul nostru și tot să finalizăm. Dar lucrarea cu micea de la DHRG-ul cu apa și cu brătila, valoarea e destul de mare. Nu știu, cât e vreo 16 miliarde, dacă nu mă înșel. Nu? Alimentare. Da. Da, 2.564.000. Direct de executat. La capitolul 702. Te-ai dat seama, 25 de miliarde pe care nu putem să cortăm noi decât dacă îi primești de la... Pentru că aici intră întreaga brătiră. Eu am prețere vis-a-vis brătirea dacă va avea apă pe programul ăsta. Mai ales că, din punctul meu de vedere, nevoie de apă e în partea de jos, a Ciorții. În partea de sus, pe la Răzeie și Mocani, cei mai mulți au aducțiuni private, pe partea lui soacru mea, părinții Menuței, și au apă. Nicu pe acolo, au apă și omul acum, dacă îi bage în pământ țevile, nu o să-și aibă interes să ia cu banii, să plătească lunar taxa de consum apă, plus branșamentul, știi? O să vedem ce mai fi, nu știu. Sperăm să vedem, nu știu ce o fi. Dacă sunt întrebări, vizau nici alte. Dar mai era ceva de completat. Nu, no, să-ți completez închei cele două secțiuni. Secțiunea de funcționare, prindea de la venituri, cât și la cheltuieli, suma de 6.188.20.000 lei. Iar secțiunea de dezvoltare va avea la venituri 5.067.000 lei și la cheltuieli 5.783.700.000 lei. Un deficit de 716,17 lei și va fi susținut din excedentul anului precedent. Important pentru că pe hotărâre trebuie aprobat. Da. Dacă sunt discuții, întrebări, amendamente, nu s-a dat. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Împotrivă este 1 și abține? Ștergene lua abține. Și abține domnul Stoica și împotrivă cine este? Împotrivă este. Este. Punctul 5, diverse. Nu, i-am votat, nu m-am înțeles. Cu domnul Stoica și cu domnul Oprea. Diverse, cine se înscrie? Dacă nu declară închisă ședința... Am fost sunată de cum că cadrele didactice nu li s-au, cadrelor didactice nu li s-a adecvântat abonamentele datorită faptului că echipa PSD nu a votat cu bugetul. Asta nu știu și. Acum eu am înțeles toate de motivul pentru care... Cine am Putem opri camera, așa că pentru... Nu, am să-ți spun că nu mă feresc. Trebuie că... să știm că... Dumneavoastră știați că bugetul de fapt nu s-a votat. Păi da. Tocmai eu știam, dar dacă așa s-a auzit și s-a spus, adică aș vrea ca în momentul în care se transmite o informație, se transmită corect. Iar aș vrea să-l întreb domnul cu camera dacă o să posteze această filmare,
că vreau să o distribuie și eu colegilor, să vadă adevăratul motiv pentru care abonamentele nu au fost decontate. Da, pentru că nu au fost buget, dar au luat buget. Face pe domnul primar, vă rugăm frumos. Ei, ce mă trebuie, ce trebuie. Nu, dar e clar. Deci, nu, nu ce trebuie cu PSD-ul. Acele persoane au fost dezinformate, doamna consilier. Sau rău intenționate. Sau, da. Da, nu știu, pentru că mi-a fost ședința de consiliu și de seară. Nu am insistat dacă va avea suget în momentul acela. Dar nu voi insista dacă va fi nevoie. Nu, chiar vreau să o știu și vreau să o sunăm împreună. Pentru că nu e normal să... Da, pot să spun din echipa PSD că nu au venit când am întâlnit proiect și a venit a doua zi. Au fost dezinformați sau nu știu de ce. Pot să spun de echipa PSD că nu știu ce, dar nu pot să spun lucruri neadevărate vis-a-vis de buget când am primit acum la aprobare și ne facem grea. Dacă vrei să spui, poți să spui. Poți să spui cu câte știi. Dacă respectăm adevărul. Da, mai sunt alte discuții. Dacă nu declară închisă...